Nu dă nimeni în tine, mă, că eu am viață frumoasă. Că o să vezi videoclipul și îl vezi până la capăt. Nu dă nimeni în voi că eu am viață frumoasă și nu mă duc la pușcărie degeaba. Eu nu mă duc la pușcărie pentru voi. Voi, dar tu pierzi cu mine toată viața ta. Pierzi cu mine, pierzi cu oamenii, mă, că nu ești vorba despre mine. Am pierdut eu să nu mai pierdă nimeni după mine. E clar, clar. Mă, puteai să trimiți un om. 50 de lei te costa ăla într-o oră, făcea acolo aerisirea și gata era. Fie orice firmă serioasă vine și îți face un fel de revizie la început de an. Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, să aveți nevoie de trupuri voastre, să nu dați de ce dau eu de oameni din ăștia. În acest material mi-e rușine mie să vorbesc despre o anumită firmă care, estimez eu, țeapa este undeva la 1000 de euro. Asta estimez eu din cauza faptului că s-au ars lemne. Când ai de-a să face cu oameni din ăștia neserioși, trebuie să înțelegi că tot timpul o să pierzi. Cu cât omul este mai serios, cu atâta afacerea e mai serioasă și totul decurge conform planului. Bun. Despre firma care o să vorbim astăzi se numește ATEH. O găsiți în Craiova, va face instalație cu încălzire în pardoseală. Deci omul face, el știe cum face el dacă. Cum am cunoscut eu cu acești indivizi? Eu practic, bine, n-am fost eu atunci când s-a întocmit contractul dintre ei. Practic tati a făcut contractul cu această firmă care urma să pună instalație cu încălzire, centrală cu încălzire în pardoseală în toată casa. Înțelegeți voi? Au vorbit ei 10.000 de coco. Da? Bineînțeles că acolo când te duci și când vorbești cu ei, spun că bă, să fentăm cumva, să vedem. Tati a zis că tati tot din bunătatea lui a zis că las că face să fie bine. Au făcut să fie bine, cred că. Acum, au făcut ei contractul, s-ar fi apucat, ar fi durat puțin, așa spune el, că durează foarte puțin, domnule. De ce să are o hameală pe el? Mi-e scârbă să discut cu asemenea oameni. Vă rog să mă credeți că mai bine mă duc o zi la muncă, duminica, când iau 22 de lire pe oră, decât să vorbesc cu asemenea oameni. Îmi pare rău că aseară l-am sunat și că m-am nervat atât de tare încât am spus că îmi bag mare ciocan în toată firma lor. Pentru că altceva n-ai cum. Altceva nu ai cum cu asemenea oameni, n-ai cum altceva cu ei. Deci, ai contract de garanție pe 5 ani. Și ăsta spune că eu îți ofer garanție pe echipamente. Păi da ce, tu îmi oferi garanție pe centrala dacă e de la Bosch? Tu garantezi că centrala de la Bosch merge? Tu ești producător să oferi garanție pe centrala de la Bosch? În principiu, garanția ar fi trebuit să se ocupe cu buna funcționare a căldurii în casă 5 ani. Dacă nu sunteți de acord cu chestia asta, contraziceți-mă și scrieți-mă în comentarii. Bun. În fine, au instalat, ei au făcut outdress. La un moment dat, bă, așa nu mai veneau să finalizeze, nu se încălzea un etaj. Când am ajuns în țară, am trecut de două ori în țară. Prima oară prin august, deci ca să vreau să vă spun, ăsta e pentru voi, nu pentru mine, să vă spun cam cum lucrează acești indivizi. Deci acești indivizi, dacă nu-ți merge ceva la centrală, te sună cu cameră și spune ce are, să repari tu gen. Deci asta e firmă cu care să faci contract în 2021. Deci, nu știu, mă ia capul cu ei. Deci, când mă gândesc la ei, deci, îmi crea pe capul. De ce? Pentru că un business nu funcționează niciodată așa. Fără seriozitate nu funcționează niciodată așa. Eu nu știu unde crede că ajung cu firma asta ca acum în ea. Partea asta o scot. În halul ăsta. Adică când tratez oamenii cu non-seriozitate, pentru că pe lângă mine poate mai făcea la două case încălzire în pardoseală și cu mine are numai de pierdut, că mă duc în țară și mi-e fac videoclipuri. Vă fac playlist vă fac. Chiar dacă nu-mi pare mie bine de chestia asta, vreau să fie altfel, vreau să fac o promovare. Că costă, virgulă, destul de mult o promovare. Uite, de exemplu, să-ți promovezi un material pe Facebook, dacă îi dai promovare, nu știu câți ochișori îți poate aduce, de exemplu, să promovezi aici. Dăm să promovăm aici așa un material. Da? Vezi detalii. Hai să vedem cam cât mi-ar lua. Oricum o sumă destul de mare. Să promovezi un material pe Facebook. Le puteam poate face un filmuleț în care să audă oamenii despre ei că sunt serioși, dar cui să le faci? Bun. Deci ăștia veneau cu biletul, mă. Deci veneau cu biletul. Ai făcut contractul, ai plătit o sumă și după aia veneau cu biletul. Pentru aia să mă îndeai atât. Bă, ca țiganii. Deci știi cum vine ăla când bagi în curte și nu-ți iau un usturoi de masă, că altfel nu asta? Nu. Exact. Țigăneala curată, n-am ce să spun altceva. Bun. Terminarea, finalizarea, lucrarea, bă, băiete. Trebuia să vin în țară atunci, era undeva decembrie. Decembrie parcă. Da, decembrie, sigur decembrie.
Am ajuns acasă, camera mea nu era mobilată, a trebuit să dorm în camera lui taică, nu era căldură. Închipuiesc că cum sunt acum așa, că doar ce mă trezi, așa trebuia să dorm în casă, cu o lucrare finalizată. Tati suna deja de 3 săptămâni după ei, domne că vin, domne că vin, domne că vin. S-au ars acolo multe lemne, oricum, multe lemne. De ce? Pentru că se ridica temperatura și în pufăr și apa se încălzea, dar pur și simplu nu ajungea la camere. Deci nu puteai să oprești o cameră râsul după lume. A trebuit ca atunci, i-am sunat și le-am vorbit frumos. Dom'le, când veniți că uite așa, eu dorm cu gluga în cap, eu dormeam cu rolling-ul pe mine, sub pătură în casă. Deci vă spun asta ca să înțelegeți cu cine avem de-a face. Și să faceți contracte cu asemenea indivizi. Bun. Bă, când am văzut așa că nimic, ei se certau cu tatăl la telefon prin curte, bă. Bă, mie nu mi se pare așa ceva normal în viața mea. Ei nici măcar nu te... Au făcut ce au făcut pe acolo. Nu au făcut ca centrala să meargă, să vezi, domne, uite, mi-ai dat banii ăștia, centrala, uite, hai să facem, încheiem lucrarea, da? Hai să vă arăt cum merge centrala toată casa. 3 săptămâni i-au mințit, sau 2 săptămâni i-au mințit că băgați lemne, că venim, n-a venit nimeni, nu. N-a venit nimeni. S-au ars acolo lemne, de asta spun că țeapă cel puțin 1000 de lire, 1000 de euro. S-au ars acolo lemne mult și bine. Bă, am ajuns eu în țară, tot așa, mințea și băzeală cu tati, să-i spună lui tati ce să facă. Să-i spună tati ce să facă prin telefon. L-am luat la telefon pe ăsta, fiul sunt eu care am vorbit. L-am spus. Cred că am văzut filmulețul mult pe Facebook, pe YouTube l-am postat, dar mă întorc chiar în România și le fac chiar. Și plus că nu rămâne așa. Nu rămâne așa nici cu pe bază juridică. Bă. Oricum îi trimis și lui să vadă filmulețul, că i-am închis aseară telefonul. Bă, eu n-am văzut în puțin de om ca asta, eu n-am văzut. Vă spun cu mâna pe mine, n-am văzut în puțin de om. N-am văzut așa ceva. Eu n-am văzut până... Dar ar Dumnezeu să nu mai văd așa ceva, veci, amin. Dar și ăștia când se îmbolnăvesc, vă spun, ăștia când se îmbolnăvesc, se uită la sus și de ce, Doamne? De ce, Doamne? Bun. Am ajuns. N-ai vei cu cine să vorbești. Deci pur și simplu, venim mâine, nu venim. Live-uri pe Facebook, pe pagina de Facebook. Le-am făcut primul live, a doua zi erau la poartă 2. A doua zi erau la poartă 2, stăteau ca căței pe la poartă și nu știau, le era frică să intre în curte. Că se gândeau că mare ciocan în cap ce-și-au. Înțelegi? Fiul s-o și cu un angajat de-a lui. Măcar angajatul ăla lui a băgat din el. Bă, și l-am văzut toată și i-am spus: nu-i mai lua mă lumilogul ăsta țigări, că eu-l văd că ăsta e un milog în viață. Deci eu-l văd că are stilul ăla de te-am migliși. Ce crezi? L-a plecat la firma asta de la care, de pe Ateha asta care vorbim, și a deschis propria lui firmă și acum e cerut de 3 milioane să-i facă centrală. Ca să vezi. Centrala fiind de garanție. Centrala fiind de garanție. Și probabil că trebuie doar aerisită, că am trecut a mers. Într-un final. Deci cum? Vine dimineața, bă, băiete, bă, să-și ceară scuze fiul, copilul patronului, să-și ceară scuze, bă, viața mea, cum crezi, mă, că funcționează un business? Cum crezi tu că funcționează un business? Că businessul ăsta trebuie să funcționeze pe seriozitate, în principiu, că altfel n-ai cum. Pe fericirea omului pe care o lași în spate. Că tu nu ai cum să dai în toată viața ta. Tu dacă faci așa, aude lumea despre tine și gata, tu dai faliment, la revedere, dai faliment și ai dus. Dacă, uite, angajați ăștia, dau vina unul pe altul ca la nebun. Trebuiau puse niște supape de sens acolo la centrală, jos, nu știu cum, ca să nu mai flujdure apa, nu știu cum, între etaje. Habar n-am, nu mă pricep prea tare, nu despre asta este vorba. Este vorba despre această firmă, acest specimen de firmă, care probabil, eu sunt un caz fericit că au venit atunci. Eu sunt un caz fericit că am început să le fac live-uri pe Facebook, că am spus că le fac milioane de vizualizări. Și le fac și acum, le fac playlist. Mă duc în țară și vă arăt. Pentru că au pus centrala nasol, trebuie mutat acum centrala, care are 2 coturi de 90 de grade, mi-au scris oamenii prin comentarii, nu e normal să aibă 2 coturi de 90 de grade înăuntru, gen. Și trebuie mutată, nu știu cum, pusă, râsul după lume, mă, râs și panorama. Să nu mai vorbim că atunci, în timpul efectuării lucrării, au băgat ceva pe țava de canalizare, că bine că s-a uitat taică-meu, știi? Bine că s-a uitat taică-meu, că cred că trebuia desfăcut tot, că băgaseră o bucată de țeavă pe țava de canalizare, era undeva blocat așa. În fine. Ca cineva n-a umblat acolo. Doar tata nu a aruncat. Să spună după aia, bă, mi-ați făcut voi. N-ai cum să te arăți tu că mi-a aruncat frate meu țava acolo să blocheze canalizarea. Spuneți voi. N-avea cine altcineva. Tot ei să pună semn să facă ca în caz de... Probabil se gândeau că nu le dăm banii. Probabil că se înjucești, știi, să zic că, bă, cacă-te pe tine, cum ar veni. Bă, băi, a venit fiul să pun la urma urmii. Camerele ce crezi că erau? Legate între ele, nu știu cum erau legate, că nu funcționau de pe drosere. De exemplu, când oprești o cameră,
ar trebui să se oprească. Ne, nu se oprea. Deci erau, nu știu cum, îmbârligate între ele acolo, pompele alea la etaj, habar n-am să vă spun. Au încercat ei, pune fir. Merge. Bă, făcură ei pe acolo, făcură. Bă, ce pus să meargă căldura, mă. Dar asta după ce s-au ars lemne, multe rău de tot vă spun. Că vreo două camere nu mergea căldura deloc. Și a trebuit doar cu vloguri pe, cu live-uri pe Facebook să pot să reușesc să-i aduc acolo, mă, man. Bun. Eu atunci într-o seară, până n-a început să le fac filmulețe, le-am spus că este ultima oară că mai vorbesc cu ei. Le-am depus plângere la protecția consumatorului. Bă, suna la bătrân, roade-mi-ai carul de nefericit. Când te îmbolnăvi, te uiți în sus și zici, Doamne, de ce? Suna la bătrân ca să retrag plângerea. Am retras-o și pe aia. Am șters filmulețele, le-am pus prin state, că oricum în zi. În descriere apare filmulețul în care am vorbit cu tine, în care tu minți oamenii mult și bine, mă, tu vorbești acolo la tine în birou, tu parcă te crezi Dumnezeu pe unt. N-ai dat tu de ce trebuie, că mare topor ce-ți luai, mai ales în Craiova, mare topor ce-ți luai în geam direct în casă, intrau pe tine băieții. N-ai dat tu de ce trebuie. Tati a lucrat o viață întreagă angajat la stat. Tati nu a avut atât de a face cu perversitatea umană și n-a avut de a face cu voi, cu terminați ca voi. Tati i-a intrat tot timpul salariu, a lucrat 5 de luni, a lucrat 25 ani în fundul minii. A ieșit la pensie, l-ați văzut că are bani și ce a zis, gata. Lasă că ăsta ne mai dă ca să mai venim. Ne mai dă că și voi, tot aia vreți acum. Voi vreți bani. Voi vreți bani ca să vă deplasați, nu? Aia vreți voi. Și cum facem, mă, cu garanția? De ce dai, mă, garanție 5 ani? Pe ce dai tu garanție? Pe ce mi-oferi tu mie garanție? Pe ce? Pe plasa de PFL, pe țeava de PFL, tu mi-oferi mie garanție? V-am și spus că e vorba despre un copil care locuiește acolo în casă. Te doare la bască, tu stai. Ascultă-mă, când o da boala în tine, te uiți în sus și zici, Doamne, de ce? Că îți trimit videoclipul și tu e chiar că nu urmărești. Ți-l trimit în privat pe WhatsApp. Când o da boala în tine, te duci pe la 10.000 de biserici. Ascultă-mă la mine ce spun. Că așa se întâmplă cu ăștia ca voi. Și zici, de ce, Doamne? Și ajunge de caș pe tine 10 ani de zi la rând și te rogi la Dumnezeu să te ia. În fine. Că așa sunteți voi, băieți. Bă, a băgat din ei. Le-a plătit și mai mult decât făcea. Mi-aduc aminte că trebuiau să plătească sursa aia care e legată pe baterie ca în caz să ia curentul. Trebuiau să plătească tot ei, că ei trebuiau să plătească tot acolo, mă, că i-a dat 10.000 de euro. Pe ce i-a dat 10.000 de euro? Așa s-au înțeles de la început că trebuia să plătească tot. Pe aia am cumpărat eu sursă cu 15 milioane, că m-am săturat să mă ce să cerite cu ei. M-am săturat, deci la ăștia e balamuc la telefon pe fiecare zi să se sună. Trimite oameni cu bilet, trebuie să-mi dai pentru asta, trebuie să-mi dai pentru asta, trebuie să-mi dai pentru asta, trebuie să-mi dai pentru asta. Înțelegi? În fine. Bă, făcură acolo ce făcură. Mergea la sfârșit. La sfârșit, după ce i-au făcut, au venit în dimineața aia, i-am așteptat cu cafea, i-am așteptat cu... Fiul Zola, ăla un pișat în viață, care-i pare rău. Nu mai știa pe ce a angajat să mă dea vina. I-am spus, bă, tu bizi dacă ți-l construiești. Trebuie să vorbească lumea frumos despre tine, că uite, îmi faci mie o lucrare bună. Mai găsesc doi vecini pe lângă mine și așa supraviețuiți, bă. Așa, voi trebuie să împărțiți bunătate, voi nu înțelegeți chestia asta. Mi pare rău mie că fac materialul ăsta, pentru că eu, de-a lungul timpului, mi-am dat seama că trebuie să le ofer oamenilor, să le dau o stare de nervi. Probabil foarte mulți o să simtă scârbă când văd acest material, din cauza faptului că în România parcă e stat fără stăpân. Deci în Germania, dacă descarci muzică de pe YouTube, te treci cu poliția la ușă. Nu faci, bă, ce vrei tu cum vrei. Și acum poți face, bă, ce vor cum vor așa. Bă, ai tu contract în care scrie garanție 5 ani de zile. Acum să vă duceți mâine pe state la poartă, că să vă rugați ieri că să șterg materiale. Nu mai șterg nimic, bă. Inclusiv avocat, când ajung în România, stați liniștit că nu rămâne așa. Și dacă nu vă dau reclamă, să nu mai pățească niciun om ce am pățit noi. De ce? Oamenii au tras cu cârca, frate meu. Și acum, și în momentul de față, este în Belgia și muncește. La minus, deci apa aia are, cred că are aproape minus, nu are minus că vine înghețată, dar a trebuit să vină înghețată. Cred că are 2-3 grade apa aia și stă cu mâine în apă rece, în Belgia să muncească, a tras pentru banii aia. Vă ajung pe voi boalele, stați liniștit. Pentru câți nervi ați făcut voi și cât stres ne-ați dat, vă ajung pe voi boalele. Vă ajung pe voi boalele la un moment dat. E, când o crepa inima în voi, dar nu creapă, bă, că voi trebuie să pătimiți în viața asta pentru ce faceți. Să nu credeți că la un moment dat știi care-i faza. Ai văzut când e să-ți dai sufletul, că vine popa și scântă caronul de 10.000 de ori? De ce nu ți-l dai? Din cauza că te omoară conștiința că ai fost nenorocit toată viața ta și te-ai bătut joc de oameni. Mi-au mai scris oameni despre voi de pe la ziua. De pe la Corcova, pe partea aia, am scris oamenii despre voi, dar așa și am tăcut din gură. Prost eu, că trebuia să le las. Trebuia să le las să știe lumea despre voi, că probabil ați mai fetat lumea între timp de anul trecut până acum. Bă, făcură ei, mersă căldura. Am lăsat atunci, am șters tot, am zis, bă, lasă fie sărbătorile și la ei, bun.
Mi-a retras și plângerea că a sunat ăsta. A sunat ăsta că am și o discuție cu el, care vorbea la telefon, o găsiți în descriere. O pun și pe aia că am pus-o pe necesitate. Dar o pun și pe aia să o vadă oamenii despre ce vorbim. A sunat ăsta, a rugat taică mă să retrag plângerea de la protecția consumatorului. Păi ce o mai retrage acum? Ce ai? Ce o mai retrage acum? Ce ai? Ce băzăiala la lume? Și ascultați-mă la mine ce vă spun, că eu fac playlist episodul 1, episodul 2. Eu ajung acum în România, când noi ajunge, vă fac playlist, ascultați-mă la mine ce spun. Pentru că dacă vroiați să fie frumos, tu trebuia să vii să faci revizii la centrala aia. Veneai odată, scoteai aerul de pe instalație, o verificai, dai mâna cu omul, frumos. Și v-am pus la masă de atâtea ori, nu vă e mă rușine, mă, milogilor, mă. Bă, v-a rugat tata să vă fac o masă frumos, să terminați lucrarea, pișeam și pe voi de nefericiți. Tot cu omenie, tot cu bine, după voi mergem, tot cu aia, tot ca să faceți, tot ca să aia, tot. Și voi tot de norociți sunteți, bă. Bun. Acum mergem într-aia în trecut, trebuie să recunosc chestia asta, că au făcut-o până. Au pus și supa pe sens, pe acolo, pe jos, în fine. Lemnă ce s-au ars, nu mai spune, că se ducea păfărul 90 de grade, nu mergea nimic și... Vă dați seama, încălzea o tonă de apă, că vineri următoarea zi și după aia nu mai venea. Și că a avut o altă problemă și cu așa a avut. Și îți dai seama ce credibilitate și despre ce firmă vorbim aici, da? Bă, și cel mai tare mă oftică chestia cu credibilitate, că eu... Bă, eu m-am și mă duc oriunde mă trimit ăștia. Și n-am voie să dau înapoi, mă. Deci, dacă mă pune omul să-i bag în curte, cum s-a întâmplat pe Londra, te bag în curte 8 km cu spatele pe toate utilajele care, mă duc și bag acolo în curte, mă. Bag în curte acolo. Înțelegi? Nu mă trag de curs și numai asta. Că în cazul în care aș fi o lepră de om, n-aș mai găsi de muncă. Eu n-am contract nici momentul de față. Pe mine mă cheamă oamenii să mă duc la muncă în funcție de credibilitatea pe care mi-am instalat-o eu. Și tot din cauza aia mă iubesc și oamenii care mă urmăresc și pe YouTube, și pe TikTok, și pe Facebook, și pe tot. Și pe Instagram. Înțelegeți? Au plecat de acolo. Bun. Plecarea ei de acolo, trecu un an. Acum, între timp, nevasta lui fratele meu născu, are un copilaj mic, sună tati, nimic. Sună mami, sună tot neamul, cred că tot neamul l-au sunat, nu? Tot neamul l-au sunat. În principiu, eu cred că e nevoie despre scoaterea aerului de pe instalație, de pe aerisie. Acum, existau două portițe ca să rezolvăm chestia asta. Bă, ori nu vezi pe tata, că ți-am spus, tata nu s-a dat înapoi de la muncă. Tata are 25 de ani de muncă în fundul minii și, în momentul de față, lucrează în construcții. Deci lucrează în construcții, înțelegi? Aici la pensie, pensionar, lucrează în construcții, că n-are ce face acasă. Lui îi place să muncească. Toată viața lui, dacă a muncit, vă dați seama că n-are cum să... Cum sunt eu șofer pe tir. Nu pot să mă opresc eu după 5 ani de tir. Da, pe el. El muncește. Erau două soluții. Bă, ori îl înveți pe el cum să scoată singur, că n-a timp să dă înapoi de la muncă toată viața lui. Mă dau eu, că eu m-am stricat cu camioanele, că n-ai de nicio. Dar tati și frate nu dau înapoi de la muncă. Tocmai și din cauza aia au avut putere să ridice o casă, tocmai și din cauza aia. Mulți m-ați spamat prin comentarii și a spus că investiție foarte proastă. Nimeni nu vă judecă pe voi că fumați 20 de ani de zile și toată a investit în plămânul vostru și e negru. Înțelegi? Asta ca și paranteză. Bun. Acum puteau să ori să-l învețe pe tati, ori să vină, bă, să facă un cec. Toate firmele se... N-ai tu cum să-mi spui mie, mă, că tu, auzi, tu nu oferi, curge ceva. Păi tu mă întrebi mie prin telefon dacă curge. Tu vii și verifici. Odată, ata mai aveai de făcut, mă, 50 de lei de costa motorina. Ata mai aveai de făcut. Și acum trebuie să fac tam-tam. Las că pierzi tu și plătesc anul tău și mergi acolo și face. Că nu o să mor de frig în casă. Dar tu pierzi cu mine toată viața ta. Pierzi cu mine, pierzi cu oamenii, mă. Că nu ești vorba despre mine. Am pierdut eu să nu mai pierdă nimeni. După mine. E clar, clar. Mă, puteai să trimiți un om. 50 de lei te costa ăla într-o oră, făcea acolo aerisirea și gata era. Fie orice firmă serioasă vine și îți face un fel de revizie la început de an. Sau îl învățai pe tati și făceai aerisirea. Și n-ajungeam, mă, să fac eu videoclipuri să mă murdăresc eu. Că nu, mie nu-mi place, mie îmi place să bucur lumea. Sunt foarte mulți oameni, mă întâlnesc cu oameni peste tot. În Anglia mă întâlnesc cu câte 5 persoane pe zi care mă cunosc. Bă, în Anglia, nu în România. Și eu ajung să mă cer cu voi să vă fac vouă videoclipuri, bă, râșilor. Eu ajung să îmi pierd timp din viața mea să vă creez vouă o non-reclamă. Când puteam să vă fac reclamă. Dar n-ai cui să le fac reclamă, că tu reclamă și asta. Asta e moca. Înțelegi? Deci cam așa se putea rezolva această problemă, băi. Dar nu se rezolvă, acum probabil ajung în țară, am trimis deja la protecția consumatorului mail, că se rezolvă foarte, am văzut că foarte, au început să reacționeze autoritățile și la mail-uri. Și mă bucur, bă, că parcă în România ai stat fără câini, mă. Da, să nu vă spun la căutat data și la sediu, unde avea sediu.
S-a mutat de acolo. S-a mutat că probabil vine lumea, mă, să-l omoare, mă. Probabil vine lumea după el să-i dea în cap. Că cu asemenea, bă, omul ăsta, am vrut aseară cu el pe cameră, să dea așa. Bă, deci omul ăsta, nu știu. Doamne, da, n-ai minte, tata. Aveți grijă, boys. Firma se numește SCA Tech Craiova. Aveți grijă cu cine semnați. Că ăștia, ăștia nu merită, ăștia nu merită nici. Ce să vorbesc, decât să vorbesc cu unul de ăsta la telefon, măcar o dată în viața mea, mai mă duc o zi întreagă la muncă. Nu mai ia capul, nu mai ia. M-am băzat aseară din două beri din cauza lui. Din cauza râsului din asta. Doamne, ferește-ne. Vă pup, în cazul în care am înțeles mesajul, oricum mai revin cu update, că vreau să refac playlist. Refac playlist la ăștia ca să vă arăt tot ce... Mă duc în România și vă arăt tot ce afirma greșit, că oricum trebuie să creez content și pe încălzire în, în pardoseală. Să vadă oamenii ce... Cum este bine să faci încălzirea în pardoseală. Eu nu știu multe, dar scrie lumea în comentarii, înțelegeți? Dați voi videoclipul ăsta mai departe, ca să nu semneze lumea cu râsul de asta, că ăștia mi-ar bezi părul în cap, dacă mă duc la muncă un an de zile, n-am treabă. Dar dacă dau de 3 din ăștia, gata, gata, mi-a stricat viața. Dacă dau de 3, deci mă duc la biserică să repun ca acatiste. Dacă dau de 3 din ăștia, nu, mă ia capul, mă ia capul. Dar nu rămâne așa. L-am iertat prima oară, prostia a fost a mea, din cauza am retras și plângerile, am retras totul, el consideră amenințare dacă îi spun că mă o să depun plângere. Deci el se crede amenințat. Nu dă nimeni în tine, mă, că eu am viață frumoasă. Că o să vezi videoclipul și îl vezi până la capăt. Nu dă nimeni în voi că eu am viață frumoasă și nu mă duc la pușcărie degeaba. Eu nu mă duc la pușcărie pentru voi. Voi nu meritați, mă, nu meritați nimic. Nu meritați nici materialul, că timpul din viața mea pe care îl petrec în fața camerei acum, nu-l meritați, nu meritați nimic. Dar nu faceți că ajung în România, au băgat ăștia din internet ca lumea. Live-uri pe Facebook vă dau și vă fac film bunețe. Ascultați la mie ce vă spun, vă disper de viață. Până nu mai ajunge niciun om din și așa trebuie să mă cunoască toată Craiova. Poate toată Craiova nu mă cunoaște. Dar punând Craiova în titlul toată ziua, să mă cunoască toată Craiova. Să mă cunoască și oameni care sunt interesați de încălzire în pardoseală. Să vă spun, mă, că ăștia sunteți. Ăștia sunteți. Că dacă erați oameni, nu veneam eu, mă. Nu veneam eu, că mă știe lumea. Nu veneam eu dacă erați oameni, nu veneam, că mă știe lumea. Acum, ăștia sunteți. Așa să vă știe lumea și pe voi, pentru că probabil sunt foarte mulți în situația mea. Am mai primit mesaje, dar am șters videoclipurile adinite că v-am făcut eu. Vă fac anul ăsta sărbători. Ca asta vreau să vă spun, boys, dați voi o distribuire, să ajungă mesajul ăsta la oamenii care vor încălzire în pardoseală și să își aleagă. Un, probabil, să ceară recenzii, să ceară... Vă pup și vă doresc o zi minunată. A, să nu spun, că îi destrăm toți banii și nu mergeam căldura în casă, nu mergeam. E greu cu ei, mă, e greu, mă. Am încercat timpul să fie o menie, dar voi dati, bă, facem o masă. Veniți să arătați și voi că merge căldura aceasta cu voi. Faceți voi inaugurarea, n-ai cu cine, mă, râși. Vă pup. Vă pun videoclipul ăla, în care vorbeam cu la telefon în descriere, stiu.